Un tir încărcat cu uree s-a răsturnat aseară în localitatea Găujani. Se pare că accidentul s-a produs din cauza conducătorului autotrenului care ar fi pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu tirul pe marginea părții carosabile. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Giurgiu cu auto specială de stingere și o ambulanță SAJ. Salvatorii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor. În evenimentul rutier a fost implicat doar autotrenul, care era încărcat cu aproximativ 24 de tone de uree transportată în saci. În urma accidentului, o parte din încărcătură a ajuns pe marginea drumului. Echipajul de pe ambulanța SAJ a acordat îngrijiri medicale șoferului, dar acesta a refuzat transportul la spital. Accidentul a rămas în atenția poliției.